domnule Prunea, ce v-a determinat să vă faceți portar? Păi n-am fost portar prima dată. Eu am început ca atacant, 2 ani de zile. Din fericire mi s-a schimbat antrenorul și a venit domnul profesor Gheorghe Timar și ne-a pus pe toți copiii într-o linie aici, pe terenul 2 în spate. Și când a ajuns la mine, mi-a zis, tu treci în poartă. Și eu i-am zis, eu nu stau în poartă. Eram atacant, îmi plăcea, alergam, îmi plăcea să joc în câmp, marcam goluri. Și nu m-am dus, n-am mai venit 2 zile la antrenament și când am ajuns acasă, m-a văzut tata că plângeam, dar ce s-a întâmplat? Păi m-a băgat în poartă, eu nu vreau să stau portar, nu-mi place să fiu portar. Dar uite că am avut noroc până la urmă și am ajuns portar. Cum v-a convins să stați în poartă? Păi m-a convins că tata m-a luat de mână și m-a dus înapoi la antrenamente. Era... Hai, domne, în poartă. Stai acolo că știe antrenorul ce spune, da. Și când a început să vă placă, după cât timp? Foarte repede. M-am obișnuit, bine, mie îmi plăcea să vin la antrenament, că eram cu copii, eram aici. După aceea mi-aduc aminte, serveam masa la popot aici, la Dinamo. Era prânzul, pe vremea aceea o ciorbică și cu un șnițel și cu o amandină sau o savarină, era ceva extraordinar. Și bineînțeles la școală Pătunari, la prânz, la ora 12 și ajungeam seara acasă, la ora 9 mă trezeam la capătul autobuzului, câteodată adormeam în autobuz și mă trezeam, câteodată mai dispărea și geanta cu echipament, că mi-o luau băieții. Și mă duceam acasă și când mă vedea fără geanta cu echipament, mai luam și de la el 2 scatoarce și dimineața, a doua zi, o luam de la capă. La ora 7:30 plecam din drumul Taberei, pe compozitorilor, până aici. Din drumul Taberei nu era mai ok să ajungeți la Steaua? Păi prima dată m-am dus la Steaua. Era, nu o să uit niciodată, domnul Petre Mihai, Dumnezeu să-l ierte. Ilie și cu Dan Petrescu erau copii crescuți de către domnul Petre Mihai. Și când m-am dus acolo, dar m-am dus într-un chiloțel, un șorțuresc cum era pe vremuri, un tricou, nici ciora pe picioare și cu niște tenis în picioare. Și când m-am dus eu pe acolo, pe la cabană, că am văzut că sunt copii mulți, cum e la fotbal. Și m-am dus și, domnule, vreau să mă înscriu și eu la fotbal. Și s-a uitat la mine așa, cât m-a luat de sus până jos și mi-a zis, băi, puștule, nu te mui la școală, apucă-te de altceva. Adevărul e că eram slăbuț, eram, da, mă rog. Și am plecat plângând de acolo și când am ajuns acasă, m-a văzut tata și lasă că te duc eu la Dinamo. Tata lucrând aici, la Piața Victoriei, era Ministerul de Externe, unde este actualul guvern. Și m-a luat și după aceea, ani de zile, el rămânea la servici, luam 368 autobuzul, veneam până la gară, la gară schimbam autobuzul și mă lăsa, bineînțeles, aici nu erau blocurile din față, era celebra terasă Ghiocelu, dacă nu mă înșel, restaurant, era celebra covrigărie de unde ne luam noi gogoși și covrigi. Și așa au fost ani de zile, plecam la 7 dimineața și mă întorceam seara la ora 9 când cădeam mor de oboseală în pat. Cum ați caracteriza cariera dumneavoastră? Cu mai multe lucruri bune și frumoase, sigur și cu dezamăgiri, că așa este în sport, dar una peste alta am fost un norocos, pentru că Dumnezeu m-a făcut fotbalist. Și de asta le spun la toți copiii, este o meserie atât de frumoasă și atât de și din punct de vedere financiar, dar sigur banii la început pare o jucărie, nu te gândești la bani, pare o joacă, dar după aceea, mai ales când câștigi și bani și câștigi o groază de bani și muncești decât de două ore pe zi câteodată, la ce probleme sunt la noi în țară și oamenii cum se descurcă foarte greu. De asta le spun, faceți sport și faceți cu atât mai mult dacă merge și pentru bani, este extraordinar. Dar meseria de fotbalist este o meserie pe care aș face-o din nou cu cea mai mare plăcere. Ce calități trebuie să ai ca să fii portar? Unii spun că ai nevoie și de o doză de nebunie. Păi dacă nu ai acea doză de nebunie, n-ai ce să cauți acolo. Toți portarii, dacă ne întoarcem în timp, și mari portari, portarii cu minții număr pe degete. Răzvan Lucescu era un tip cerebral. Dani Coman era un tip care nu se exterioriza foarte tare și exemplele pot continua. Dar eu, Stelică, Moraru, Nea Silvică, Silviu Lung, ai văzut, nu se enerva, era foarte calm. Dar în rest, toți aveau câte o nebunie. Păi, unchii mi-au avea o vorbă. Băi, de la atâtea lovituri în cap, nu mai e sănătos la cap. Că dacă te uiți pe fața mea și vezi, numai tăieturi, nu mai spun că dacă nu mai este nici părul și pe aici, tăiat și pe aici. Asta e meseria de portar și trebuie să ai o doză de nebunie, dar este cel mai frumos post care poate să fie, cel mai adulat, dar și cel mai înjurat câteodată, portarul. Pentru că un stadion, când scoate mingea un portar, ai văzut cum sare tot stadionul. Când greșește, câtă dezamăgire produce, la fel ca și atacantul, când marchează tot stadionul, de asta portarul și atacantul, cel mai frumoase posturi. Cel mai frumos moment din fotbal? Multe momente, dar sigur, momentul cel mai frumos pentru noi rămâne America 94. A fost ceva incredibil, ceva frumos. Mi-aduc aminte când veneau cerebrele casete, noi nu vedeam ce se întâmplă în România, așa erau vremurile, dar ne trimitea de la consulat de la New York, a doua dimineață aveam casetele cu cerea pe străzi în toată țara.
Nu știu când vom mai trăi așa ceva, dar aș dori la toată lumea să trăiască acele momente, să vadă cum am văzut noi românii pe străzi. Și dezamăgirea cea mai mare? Dezamăgirea cea mai mare a fost cu Suedia, asta este, dar pe mine românii m-au iertat. Acum mă întâlnesc cu ei și unii mi-au apărarea, spune că n-aș fi greșit eu, alții sigur că asta este viața. Dar e clar că a fost o greșeală a mea, n-a greșit nici Gică Popescu, nici Didi, Dumnezeu să-l odihnească. A fost o minge simplă, dar eu nu l-am văzut pe Kenneth Anderson că a venit. Da. Și mi-a luat-o, dar după aceea, te-au aminte la un minut, am avut două intervenții fabuloase. Asta este, așa a fost să fie. Cât v-ați resimțit după meciul ăla cu Kenneth Anderson și cu Suedia? Păi nu m-am resimțit prea mult, că am venit la competiția noastră internă. Mi-aduc aminte ce greu a fost la primul meci. Mi-aduc aminte cât de greu mi-a fost când am aterizat prima dată la Timișoara. Pentru că s-a spus că timișorenii vor ca echipa noastră să aterizeze acolo. Și când am văzut ce era la aeroport acolo, cred că erau peste 20.000, 30.000 de oameni, nu m-am dat jos din avion. Am avut o reacție, au coborât toți jos și m-am trezit cu neapuiul că vine, treci jos din avion. Neapuiul, nu mă dau jos din avion, te rog frumos să mă înțelegi, nu mă dau. Și m-a luat și m-a dus și când am ieșit pe scara avionului și când am făcut pasul și când am văzut așa și când am văzut că toată lumea a început să-mi scandeze numele, zic, m-au iertat românii. După aceea, sigur, la București, cu sutele de mii de bucureșteni care erau pe stradă și la aeroport și așa mai departe, și cred că românii m-au iertat. Satisfacțiile acelea profesionale sunt mai presus decât orice ban? Când intri în teren, când începe jocul, mai ales că noi înainte jucam, știți foarte bine, cu stadionul arhipline, nu te mai gândești la partea financiară. Adrenalina pe care ți-o dă suporterul nu ți-o dă nimeni. Mai ales suporterul când simți că suporterul te iubește și alături de tine. Sigur că sunt și momente grele în fotbal, când lumea dezaprobă ce faci tu, greșești. Mai ales la portar, portarul nu mai are pe nimeni în spate, el este singur. Dacă ai greșit, s-a terminat. Dar una peste alta este o meserie extraordinară, pentru că cunoști oameni. Am avut șansa să merg în toată lumea, civilizații, prieteni, jucători foarte mari, antrenori foarte mari, stadioanele acelea pline. E o senzație pe care nu o simte multă lume. De asta zic că fotbaliștii sunt binecuvântați. Când vezi 120.000 de spectatori într-un stadion, cum era în Rose Bowl, ceva incredibil, mai ales când toți contra noastră, pentru că la meciul cu Columbia au fost 90.000 de columbieni, la meciul cu Argentina, când am ieșit afară meciul cu Columbia și când am văzut celebrele peruși la toți în cap, îi simțeai că sunt pe tine acolo, călare, cu Argentina la fel, nu mai spun cu SUA, a fost recordul, nu? Campionatului mondial. Astea sunt momente unice pe care nu se măsoară în bani. Dinamo așteaptă un moment de răscruce, acest retur, veți fi pe stadion? Cu siguranță da, am fost și la Cluj cu foștii jucători, cu Augustin, cu Orac, cu Gică, cu Mihali. Cu siguranță că aici acasă vor fi și mai mulți. Sunt convins, vom sta între suporteri, nu vom sta la tribuna oficială, trebuie să fim toți împreună cu suporterii noștri, pentru că este un moment pentru noi, pentru toți. În spatele meu îl aveți pe Cătălin, Dumnezeu să-l odihnească. Nici nu vreau să mă gândesc dacă era Cătălin la meciul acesta, care erau cuvintele unei înainte de un meci, dar sigur, Dinamo nu ajungea la retrogradare dacă avea un Cătălin Hâldan în momentul de față. Vă e teamă pentru Dinamo că ar putea să... Nu ai cum să nu-ți fie. Nu ai cum să nu-ți fie teamă după ce s-a întâmplat la Cluj, dar eu am încredere. Chiar mai devreme m-am întâlnit cu liderul suporterilor, erai și tu aici, și să facem orice depinde, fiecare de noi, câte puțin, cei care sunt acolo, antrenorii mai mulți, jucătorii mai mulți, dar și noi care suntem și care am crescut. Eu sunt unii din copiii lui Dinamo. Am intrat pe poarta aici în 1977. Eram sâșbâște, aveam 9 ani. Echipa asta n-a retrogradat niciodată, echipa asta are istorie. Le-am spus și jucătorilor și la Cluj, băieți, gândiți-vă cine e în spatele vostru. Mulți dintre voi poate nu înțelegeți ce înseamnă Dinamo, dar uitați-vă ce atmosferă frumoasă ați făcut. Ce frumos a fost la Cluj. De asta am venit pe drum cu domnul Boc în avion și l-am felicitat, pentru că, din punctul meu de vedere, Clujul, în momentul de față, este capitala sportului românesc. Vă gândeați sau vă e teamă că jucătorii din ziua de azi de la Dinamo nu înțeleg ce înseamnă să fii dinamovist 100%? Pe undeva îi înțeleg și pe undeva este normal. Sunt foarte mulți jucători străini care nu știu istoria acestui club. Dar ei trebuie să vadă prin suporteri, pentru că un club trăiește prin suporteri ei. O să vadă ce atmosferă va fi aici duminică seară. Va fi o partidă fierbinte. Sunt convins că stadionul va fi arhiplin. O să vedeți. Sunt convins că va fi o presiune mare și pentru ei. Nu o să fie simplu. Dar ei trebuie să se gândească că au în spate ani de tradiție. N-are nimeni voie să-și lege numele
dintre cei care sunt în vântul de față la echipă, fie vorbind de conducători, antrenori, jucători, de retrogradarea lui Dinamo. Nimeni nu are voie să facă așa ceva. Trebuie să facă tot ceea ce depinde de ei și când după meci, când a turat arbitru, fie să se bucure și au meritat, bravo lor, dar dacă nu se va întâmpla așa, măcar că au făcut tot ce a fost posibil omenește, ca fiecare dintre ei a făcut ce a putut pentru a salva echipa. Și dacă fiecare dintre ei e mulțumit de ceea ce a făcut, sunt convins că Dinamo se va salva duminică seară. Cum vedeți titlurile acestea, Dinamo cu un picior în groapă, Dinamo aproape de prima retrogradare din istorie? Sunt titluri care arată realitatea. Noi trebuie să acceptăm aceste lucruri. Au fost ani de sacrificiu, ultima cel puțin a fost un an foarte greu. Și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv. Toată lumea știa la ce se înhamă. Dar eu cred cu tărie că Dinamo are un lot peste ceea ce este acolo. Eu nu pot să cred că Dinamo nu poate să câștige cu o echipă de pe locul 3 din Liga a doua. Toată stima pentru Cluj, am fost jucător al universității, dar cred că Dinamo poate să meargă mai departe. Așadar, câine până la moarte. Și dincolo de ea.